ceea ce se întâmplă și ceea ce întâmplăm noi la Comănești. Am să numesc persoane care sunt astăzi aici și dacă reușim ceea ce ne-am propus, să facem un tandem poezie-melodie care să curgă. Pe unchiul meu, ca să cunosc deja, anul ăsta am solist și acozenist, mai este alături de noi și Rebecca Corcoman, care este elevă aici la dumneavoastră la Colegiul Cantemir, în clasa 11-a. Și tot alături de noi și Bogdan Stoian, care e și membru al Uniunii Scriitorilor din România, dar ne face bucuria jumătate de fi comuneșteni și membru comunitatea comuneșteni. Dintre ai noștri și ai dumneavoastră de potrivă, mai este domnul Morau, vântor și poate noi îl revendicăm în aceeași măsură. Am fost atentă la acel amens între a spune și o poezie scrisă de altcineva. Poate dintre dumneavoastră nu știți foarte multe amănunte, nu ne cunoașteți. Grupul de literatură și artă Metafore Comăneștene a luat ființă la inițiativa scriitorului și profesorului Leonid Iacob, acum 7 ani. Din păcate, a plecat de asemenea pe un altă lume în anul 2020, și ne-a lăsat pe noi să ducem mai departe scândirea pe care nu s-o formit-o, pe care noi încercăm să o deschidem în continuare ca să devină o lumină cu flacon mai departe. Așa că, dacă îmi permiteți, aș vrea întâi să citesc un poem de al dânsului, fiindcă și acesta este unul dintre punctele noastre de activitate, să-l promovăm, să-l ducem mai departe. Poemul se numește De la Tristan Cetire. Sunt versuri umoristice, așa spune dânsul aici, apărut la Editura Prima în 2017. Dar, întotdeauna, domnul profesor m-a adăugat și o înțelepciune, nu m-a umorit. Se intitulează Vânt de toamnă. Și-mi veni aseară vântul într-o margine de trunchi. Și mi-a dus niște frunze, depresat într-un album. Galben alăluiul cu timpul, încă verde prin nervuri, cum găsise poțumanul pe la margini de păduri. Mai aduse și mireisme de la struguri ustoși, puful de la o bucurie și mântul semnaloși. Vreau să fure și bostanul, galben foc de gelozie, când urlea cetăl tăcuței, îi spunea, s-a tocopintit să-i salte, dar erau prea dolofani. Și-a plecat cerând simbrie, 5 semințe și 3 bani. L-am luat așa adechică și i-am spus că nu-i bună pentru frunze de o adică să înceară și ar bună. Supărat, nevoie mare, am dat un omul și am răștiat o tava ce strânse pe monopol. Când eu dată, la portiță, veni doamna îmbujorată, îmbrăcată cu o rosiță de culoare pastelată. Dom'le, ce-i avut cuvântul? Nu știi că-mi investitorul ce-mi poate în zări cuvântul de pe unde umblă dorul? Am rămas surprins că dânsa are dor și dorul poate. Acum știu că în locul doamnei ai bătut iubire cu moarte. Îi dau cuvântul acum în Rebecca și apoi îi vom întreba pe cine e direcția Negrăt. Bună seara tuturor! Numele meu este Corcoman Rebecca, vin din Noicuz și în primul rând vreau să vă mulțumesc vouă pentru faptul că sunt aici acum. Mulțumesc! O să... de curs reflector. În valurile femeile să metamorfozez cu așchii existența, să-mi beau negarea incandescentă cu nesați, afundându-mă în prăpastia inconștientă, și cu pribege catarge să mă refulez în refluxul mineralelor din stomacul pulberii mele, că m-am zbătut în uscat să-mi adapt cogniția, în analize epileptice și concepții existențiale, să ajung să-mi detronez mintea cu aranjamente stupefiante și dezastruoase, privind în șir de 5 rânduri minuțiozitatea parcurgerii unor mărgele, unor sintagme, ca să sfârșesc în cugetul umbrei mele livide,
Am căutat în zadar metalurgie și experimente iscusite pentru a mă înneca în proprietăți private, ivindu-mă în absența mea, în călătoria altă. Iar eu, nemai găsindu-mă, să pierd, nemai simțind răspundare. Contemplând stânga și dreapta clepsidei nocturne, o ventilație pulmonară învărsează rândurile, iar cu inconștientul călare, mă aflu în câmpie, tresat, și mă opresc pasul de preferință, iar aruncându-mă în susul și în josul lui, respir, conștientizând, că prin toate iluziile am scotocit să mă găsesc numai pe mine. Bravo. Că poezia va fi pe mâini bune, bune și spăcie. Și la poezie. Să fie pe mâini bune. O așteptăm pe Rebecca și altă dată, cu peste. Și pentru că ce înseamnă poezie, înseamnă o așezare bună de cuvinte, cred că ultimul vorbitor, așa pare să fie, va fi domnul profesor Fornica, Gabriel, Cătălin Gabriel Fornica Livada, ca să zic tot. Așa. Autor de manuale de limba franceză, de la editura Bravo. La un moment dat, la clasa 12, era singurul manual de avansați al dumnealui, în toată țara. Traducător, în altă ținută. Și iată, uneori, producător de texte, după mine, și să știți că mă pricep, de foarte mare. Adică stăpânește limbajul, zic eu, pot să și vedeți, să vă dați seama acum. Să-l auzim pe domnul Gabriel. Să-l auzim la poemul de vineri, săptămână de săptămână, cu mare plăcere. Cu prezentator. Mulțumesc, Doina, corect, sigur că da. Pe Facebook, pe YouTube, cred că găsim poemul de vineri, pe Facebook. Căutați Fornica pe Facebook și găsiți poemul de vineri. Da, mulțumesc frumos. Scurt. Toamna. 18 septembrie 2024, ora 17:35, Biblioteca Radu Rosel Ioniș. Dintr-o poezie, atât am fost să vă spun, deci acum se așterne multicolorul covor păcoros. Uitați-l că-i toamna afară și mersul pe jos e frumos. Pentru că finalul va aparține comăneștenilor, doamna profesoară Renacea, mai citim două, trei texte din autorii consacrați. Scurte, citiți dumneavoastră și cred că și Celestina poate citi textul din Ana Vladiana. Și apoi suntem mai dumneavoastră cu totul. Da. Da, de mine începe parte, o poezie noapte bună, care seamănă cu ceea ce se întâmplă acum. Toamnă în târg. Iată, fructele au fost curese. Suflet de vins acoperist. Spre grădini plinețile cu fug, păsărelele de leac. Darea iubire, numai poetică de el. Nu e motiv chiar să plângi, ți-amintești? La țară veneau visări multe. Trecea vânzătorul cu valelor de cărți, ți-amintești? Ecouri scurte, în gândul drumat, ochii mei ți dau. Ești presarea în vântul galben, arborii în genunchi plângeau.
Lasă-mi, doamnă, ce urmie, și fulgeră pe frunte mie. Asta noapte zana iarbă, cerca să se sfârșie. Lasă, doamnă, în aer, păsări, pașii alungă-mi. Dimineața, vorba scurse, urlete de ciocârlii. Lasă-mi, doamnă, iarba, lasă-mi fructele și lasă urșii neadormiți, benzele neduse, ora luminoasă. Lasă-mi, doamnă, ziua, nu mai plânge în soare frunt. Înserează-mă cu mine, dansează-o. Bineînțeles, scriptele roagilor, am zis să vă recită poezie de imaginar, tot în timpul de toată. Doamnă, da. Au vuit prelung ca vântul păsări nemigratoare peste casa părintească unde ieri m-am regăsit. Singur cu lumina, care galbenă venea din soare, în odaia de altă dată să-mi ureze bun sosit. Doamnă, iată-ne împreună, gospodină ce porți cheia, ruginită ca o frunză a trecutului meu mor. Doamnă, iată-ne alături, noi cu visul, pe aleea muncilor ce ancorează pentru iarnă altă pot. Precum seara, pe câmpie, când fâșii se prind de ceață, tot auzi sunând pe cerni și nu știi de unde vin, sub frunzarele rărite amirirea cheamă viața, dar trecutul îi răspunde ca un clopot în declin. Zile albe, zile negre, ce străinine, ce departe, uglele în care dorul meu de cer l-am îngropat. Doamnă, lasă-mă să mângâi părul tău de frunze moarte, părul tău de aur roșu și de soare cum fac. Mulțumesc! Câteva captene din George Popurceanu, rapsodii de doamnă. A trecut în lui o boare pe deasupra builor și-a furat de prin pomare puful păpădiilor. Cu acordul lungi de liră, i-au răspuns spânețele. Toate florile șoptiră, împăcându-și fețele. Un salcâm pe vis pe munte, mândru ca o flamură, dolții frunzelor mărunte ca un pic pe o ramură. Mai târziu, o cotofană, fără ocupație, a avut o veste în goană și a făcut senzație. Ci că munte la povarne, plopii și răsurile, încă vin un vânt de iarnă răspălind tăbunile. Și auzând din depărtare vocea lui tiranică, toți ciulinii pe cărare, copii prinși de panică. Zvonul pe nivel coboară, colo, jos, pe braștină, s-a întâlnit un cu zicioară, cum de plan de braștină. Și din treacă se aruncă altă peste stranie, ca o pornit-o peste lângă, frângele de jane. Mulțumesc! Doamna Pitroie, volumele despre care v-am spus, două voci politice valoroase, spune eu, făcând firesc legătura cu grupul Metaforei Comăneștene, de aceea am să las la urmă pe, mă rog, a doua lectură, doamna Pandragur, încep cu doamna Tinca Tamoș Pavel, cu volumul Petale pe suflet. Și poezia este Toamnă Ruginie. Pașii mei rătăcitori pe străzile pustii mă poartă spre tine tot așteptând să vin. Tâmburător e cerul atât de luminat, îmi pare că-s acolo, ca în astru așezat. Visul se destramă când mă lovește un gând, iar inima între sare se frânge, iar eu plâng. Așteptă ziul noapte, dulcea mângâiere, vântul suflă rece, mă scâșie durere. Doar frunza îngălbenită, ce ușor plutește, încet se așează și sufletul încălzește. Iar jucuricii nopții, din cumă au dispărut, se mai aude noapte, doar unul rătăcit. Coborul frunze stinse, dar dar am așezat, căci toamna asta este, cu bronzul afișat și păsări călătoare din aripi făcuind, luând cu ele vara și ochiul lăcrimând, ce-a plânge după tine și fericit amor, voi străjui pe boltă cu vise și al meu dor, când zorii o trimite lumina aurie, va auzi departe o dulce sinfonie. Orchestre triunfare, iarăși vor concerta, ne vor fermeca toate și apoi lumea sa. Cu timpul s-o pierde, nimica poveste, noi vom rămâne vecinici printre iubiri cereste.
de la doamna Bancabur, din volumul Ghetorile nu plâng, piesele în toamnă. De atâția bori maculați cu nouă, pântând cu ciucul vechea urginiți, și cum fără din lemn părăginit de prinderea cerului când o plouă. De atâta primăvere trecute-n gravă, parcă basmul nu stă bine pe cap, de ce am fugit cândva nu pot să scap, de gol mă dă argintul mie podoabă. Răsare tot mai des și tot sporește, cum floarea gheții pe malul de râu, cum doina în fluier, maci roșii în grâu, așa de mult la tâmplământ florește. Iese un toamne mirosind în palme, că cerea am ceva dormit pe grinz, mis umbre ce se joacă în oglinz, cu anii domuiți, miricat. Mă dă din amirul, va aparține încheierea acestei zile. Aș vrea să-i dau un nevoltan, să-mi spun un poem. Și apoi, când doriți fie, dacă îmi găsiți un poem și apoi îl dau pe unul meu, sau pe el și încheierea. De exprimatori, o poezie de toamnă intitulată Octombrie. Octombrie. Ce aromați sunt strugurii și via, ce prezență de galben, ruginiu metalic verde și început de splin. Abia aștept să beau din aurora lor esență, ciocnim întâi cu ochii tăi, apoi cu tine în cinstea fericirii, cupele de vin. În aerul ușor neliniștit de sub găteala toamnei, abia aștept adânco să-ți arăt livada mea, unde curg mere fermecate, nuci cu mez de aur, perje fulgerate și unde, ca prin nei, când te sărut, o să te fac cișmea, cișmea de note muzicale. Acolo, pe cărările de printre văpădiile și cele lente flori de câmp uscate, ceva misterios te voi face să simți, ceva de care o să-ți amintești cu bucurie și dulci reverberați o să le simți, ceva ce simți doar fetele crescute în palate, ceva cu tainice vocale. Iar când, urcând, vom ajunge la tânărie și vei vedea înăuntru ce îndepiri poate crea natura, atunci nu vreau încă să-ți fluiere toată făptura. O să vreau să mai descoperim multe din fantezia mea. Și vă mai citesc o poezie, nu s-a mai... Da, da. Mai știți o poezie de încheiere, o poezie nouă care nu e publicată încă, care n-are titlul. Și florile încep să zboare cu petalele și se desprind de pe tulpini susceptibile de desfășurare fanteziei. Dansează în aer liber, făcând revelie minunat, pentru că am reușit cu adevărat și sper de mari înțelepții mortali a tot știutori se lasă văzute aerea pe cerul clar. Toate zonele de fericire eternă, toate paradisele zeilor, tot tezaurul astral, vizibil perfect, toată efulgența lumilor strălucinează aura de mister infinit. Florile se învârt spre cerul de peste tot. Totul înflorește, se înalță floralul absolut. Cerurile clare, primind acest prinos de mulțumire pentru că am reușit să fac toți greii să cânte acum. Când mă iubești cu curcubeie pe cerul gurii, iubirea ta ca un cocor zburător, când mă săruți și mă faci să mă simt purul tânăr și cu viață veșnică, oglindesc toate stelele
combinești toate cerurile. Vreau, poate ca un strop de regulare, să vă propun un exercițiu, pentru că așa se numește poemă, exercițiu. Între două umbre, taie lumina miezul zilei din cuvânt. Sacadat, lovește sensul literele închis ca între patru linii de fier, rotunjit ascuțite. Sufocat de exodul rațiunii. Între două litere taie sensul miezul cuvântului din ziua. Ondulat, curge focul peste umbra scrivită între două crengi de aur chircit răsucite. Domolit de metafora sei. Această întâlnire trădăși poate această metaforă Yeah.
Eu zic așa, că trebuie să facem sesiunea de iarnă, undeva prin ianuarie, atunci învățați versurile și cântăm. Nu plecați, nu plecați, nu plecați.